Sa luce bine ați venit la un episod de Volcano Vlog pe Iona Games. Sunt Aurel și uite că urmează să continuăm să ne jucăm pe celebra noastră, zic așa, insulă din mijlocul lavelor. Ce am făcut între timp? Am făcut aici o grădină cu plante de eula, da? Și acolo sus am continuat grădina, am făcut cât de cât așa un cadru, puțin am construit. Astăzi vom continua să facem research aici pe treaba asta și ne oprim la, ia să vedem, asta, Pinky Dye se face din, opa, da, gata, am prins șmecheria, facem simplu, ne trebuie rose red din astea, dar putem face și din, ia să vedem pe aici undeva, aveam eu, ia să vedem, merge din asta, da, deci putem obține și din ridichii de-astea roșii. La greu. Hâți, punem aici și aici. Avem o grămadă acum. Deci eram la... Nu, eram la asta, eram. Ah, asta, și putem să folosim... Avem nevoie doar de două. Deci două din astea și cu bone meal. Ia să vedem. Două am făcut. Hâți, hâți. Una dată... Ah, stai. Și astea folosim împreună cu Mysterio Dust și cu Sand, cu nisip. Mysterio Dust avem aici o grămadă, pentru că avem făcut grădina asta. Și mai putem să luăm de aici. Ia uite. Dar avem puse și în chest, dar putem lua de aici la greu. Le păstrăm pe alea pentru mai încolo. Și mai trebuie nisip. Nu știu dacă am nisip, dacă nu... Va trebui să facem jump și după aceea să facem nisip. Fapt invers, ca în jocul normal. Pe aici, pe undeva. Hai să vă arăt ce am făcut întâi pe aici. Între timp avem aici cobblestone-ul, generatorul. Am mutat crafting-ul de semințe aici. Aici avem plantele alea care instabil, care ne fac nouă dead cord, să parcă se numește. Parcă se numește dead cord. Și aici avem o mică chestie pe care folosim noi la făcut cărbune. Aici aruncăm noi morcovii și sau avem ridiche, nu avem ridiche. Și e mai ușor de făcut. Bun, hai să am zis că căutăm și anume nisip. Avem ăsta aici. Ia să vedem, noi punem nisipul aici. Am dat Q aici. Ținem shift și luăm pe ăsta frumos cu, și dăm drumul. Hop, și am făcut rost și de nisip. Adică trebuie așa. Hâț. Nu undița. Hâț. Și cu hâț. Da? Și ne trebuie parcă două. Nu? Am făcut? Ia să vedem. A, patru. Mai trebuie, atunci. Mai facem. Dacă le punem invers, ia să vedem, e vreo problemă. Ce avem nisip și... Ce mai trebuia? Ia să ne uităm odată. Am uitat. A, Pinky Dye, de asta mai trebuie de asta încă o dată, să facem încă o dată, încă două din astea. Încă două din astea. Gata, acum am prins. Și atunci vine așa și vine așa, ordine că nu este, nu contează, două din astea. Gata. Și am făcut și quest-ul aici frumos și primim bun mil, ceea ce e bine pentru că nu mai ne lovim cu țâtul. Și mai avem pe asta și pe asta și am terminat capitolul numărul 1. Mai sunt până la capitolul, ce capitol 5? 6, ultimul. Da? Hai să ne întoarcem la 1 totuși. Și avem pe asta. O notă, Mysterious Mixture, mixtură de misterios. Asta, Mysterious Dust cu Stand Dust. Avem pe aici Stand Dust. Și avem și din asta. Și atunci facem așa. Asta așa. Și asta așa. Și să facem 10 să fie. Pac, 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 pac. Încă o dată. Și ne mai trebuie dead cord cu... Facem o combinație. Cu Stand Dust. Ia, dead cord avem aici frumos. Uite cât avem. O grămadă. Da, ia să vedem dacă am ținut rețeta. Deci asta vine în centru. Astea vin pe lateral.
Asta parcă așa. Și asta în centru? Dacă nu, sunt între ele. Atunci sunt între ele. Asta aici. Asta aici. Și asta. Stai că m-am zăpăcit. Așa. Gata. Și am făcut două din astea. Hop. Și am făcut de aici pe prima și avem cristal bloc care se face. A, cristal bloc punem asta la cuptor, aici în spate. Asta e că avem cărbune. Scoatem piatra de aici și punem misterios mixerul ăsta și punem cărbune, că avem cărbune o grămadă acum. Și așteptăm. S-a făcut? Cred că nu e bine ceva. Văd că aici spune. Mai încercăm o dată. Ia să vedem. Gata. A luat-o. Nu știu care a fost șmecherea, dar acum a luat-o. Și atunci facem cristale. Cuburi de cristale. Pac, avem pe primul. A, și gata și cu este asta. Hâț. Și am luat și bun mil. Și acum am ajuns la final să facem magmatic aerohit. Aerohater. Hater. Hater. La mine e ușor cu engleza. Mai, fapt, e mai greu cu engleza. Ouleu, ce e aici? Astea le avem, astea le avem, astea le avem, dar asta e o problemă. Pink, ăsta cum se face? Se aruncă în apă. Aha, gata. Se aruncă în apă din astea. Mai avem? Mai avem. Fântână e afară, fântână e afară, e pe aici. Ia să aruncăm din astea în apă, uite ce se întâmplă. Gata, mă, tati. Pe câte îmi trebuie? Să aruncăm și pe asta să fie. Hup, și am făcut. Deci încă o dată, ia să vedem. Deci asta trebuie să dăm foc și să face... A, gata, știu. Vom folosi noua noastră jucărie de acolo, dar de cât ne trebuie. Gata, mergem aici. Unde avem noi pink composite. Composite, composite. Mă ce denumiri pe aici. Și asta le aruncăm aici. Am făcut special jucăria asta aici. Ia uite-le. Hăți! Trebuie să dăm mai departe ca să nu vedem probleme. Gata, tati. Și avem 4. Câte de alea ne trebuie acolo? Exact 4. Ne trebuie un cristal și două stone slaburi. Asta nu e o problemă, că astea le avem. La cristal e o problemă, mi se pare. A, facem de aici 9. Gata. Și să căutăm stone slaburi pe care am pe aici, dacă nu facem. A, uite, chiar avem înăuntru. Ia să mai vedem o dată rețeta. Deci, mai trebuie magma cream asta și astea două aici. Dar pe unde avem noi? Uite-le aici. Două din astea îmi trebuie. Încă o dată. Băi, dar bătrân sunt. Gata. Hai că am, cât de cât am memorat. Vine în centrul ăsta. Bine, nu e problema că pune mai multe, că oricum o să ia cât îi trebuie. Vin două slaburi jos aici. Hâți. Hâți. Și hâți. Vin astea două aici, două aici, două aici și astea două aici. Să retragem. Și am făcut magmatic ăsta. Bam! Am deblocat un nou capitol și capitolul meu este și anume gata. Care e faza cu jucăria asta? Asta deocamdată nu putem folosi până nu deblocăm alte chestii. Asta preia de la lavă și face aer cald și ne ajută la alte utilaje, la alte chestii. Bun, hai să vedem la capitolul numărul 2. Da, deci am terminat pe ăsta primul aici. Primim o nouă carte, un sandwich cu ou și avansarea. Da, adică putem ajunge aici. Și am ajuns aici. Pac. Și am venit cu o carte aici.
Da, suntem deja la capitolul numărul 2. Și de aici începe iar să facem o grămadă de chestii. Doar că pe aici, ce am văzut așa în mare parte, este ceva pe automatizare. Aici putem să facem copaci. Aici ce semințe din nou. Astea se fac, uite, 2, 4 cu de-astea, 4 cu asta. Putem face simplu pe asta. De-astea avem, mai trebuie de alea galbene. Să căutăm plante galbene. Și facem și paia. De aici, uite, avem și din astea, semințe de astea de artizia. Hai să nu luăm pe toate. Mă, trebuie să mai las din... Hai să las sandwich-ul. Să las nisipul. Mai vedem după aia ce mai lăsăm. Asta facem așa. Cu astea și cu astea. Astea așa, gata. Să mai uităm o dată. Deci semințele astea de Merlinia trebuie puse, bine, 4 cu 4 și cu una în centru. Nu e neapărat poziția, că pentru că mergem la la crafting acolo. Punem pe ăsta aici, pe ăsta aici și aici. Nu, de fapt punem aici. Pac. Și aici vine cu... Nu, dar vreau și eu. Uite, exact 4. Ah! Gata. 4 cu 4 și cu 4. Să facem așa între joncțiunea și să mergem aici frumos la craftingul ăsta de semințe. Mergem în centru și începe să aruncăm 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 și o de asta. Pac, și am luat semințele Melinia Seeds. Și am făcut și primul quest din capitolul numărul 2. Și am primit level. Da? Bun. Hai să vedem unde le plantăm pe astea. A trebuit aici afară puțin până una alta, dar s-a o grădină din asta. Mai aici e toată grădina plină. Să fac o grădină în spate, cred că iar, să merg mai departe. Hai să facem și noi o chestie aici lângă. Să vedem ce e vorba în propoziție. Am dat copa, mi s-a rupt și utilajul. Asta crește sau trebuie să dăm cu bon mil? Ia să-i dăm cu un pic de prafuri din astea. Hop. Și mi-a dat... Ce mi-a dat aici? Time dust. Și semințe. Bun. Hai să mergem mai departe în capitol, să vedem ce mai putem face. Hai să vedem că putem face treaba asta aici. Și aici îmi trebuie niște... Un fel de diamante. Ce sunt astea? Opa. Deci dacă... A, trebuie să facem cu diamantele, să le zdrobim. E și milă de ele, totuși. Hai să încercăm, totuși, să mergem cu toate, câteva. Hai să eliberez asta ca să pot să iau cu shift ăsta și să-i dăm drumul aici. L-am obținut pe la care trebuia. O grămadă de asta. Hai să mai golim, totuși, din inventory, că am vechea problemă cu inventarul. Deci asta o las, asta o las. Mi-e trebuie, ia să vedem. Trebuie aici cu Root of Life, deci unul cu un fel de albastru, un bleu, așa, și Living World. Păi și eu acum ce am găsit aici? N-am găsit niciun dintre ele. Living World, uite, am găsit-o pe Living World, ceea ce e bine, și mai trebuie aia cu Root of Life. Dar va trebui să mai tocăm din cristale și nu îmi place deloc. N-am ce face. Hai să mai tocăm din astea. Hop. Și să-i dăm. Și? Unde? Tot Living World, am prins două. Și n-am prins nimic aici. Să mai facem și anume cristale. Hai să mai dăm o dată aici la perete. Hăți. Și am prins și Root of Life, ceea ce e bine, dar mai trebuie un diamant pentru centru. Ia, hăți, punem aici, hăți. Și acum, ia să vedem cum era treaba. Mergem la capitolul 2, pentru că 1 e gata. Și avem așa. O dată. Două bucăți de gras bloc. Un Root of Life și World Ops și unul ăsta în centru.
Ia să vedem. Avem pe aici anume. N-avem noi. Ah, păi da, avem o iarbă, dar avem una singură. Nicio problemă, mergem și adunăm repede niște iarbă. De fapt, nu adunăm pentru că am aici în. Da, putem să și adunăm. Hai să facem așa. Uite. Pac, pac, imediat. Uite cât e parcela aici. Putem face automat niște chestii. Nu ne mai complicăm. Și am dat 7 bucăți deja. Ce ne rămâne punem aici, pentru că luăm mai încolo. Și gata, facem și prima sămânță de copac. Ia. Oprim aici. Aici vine așa. Diamantul în centru. Root of life, sau invers, nu mai știu. Vedem după aia. Și două bucăți de iarbă. Fi între ele. Era între ele. Vedeți? Și avem prima sămânță a vieții. Ia să ne uităm aici ce ne-a dat la treaba asta. Ne-a dat încă 5 bucăți de iarbă, ceea ce e bine deocamdată. Și ne mai interesează ăsta, rotarii grindin ăsta, pentru că ăsta ne va folosi foarte mult. O să vedeți voi. Da? Dar la asta ne trebuie o grămadă de cristale. Olo, câte cristale trebuie și aici. Da, dar până una alta, hai să plantăm copacul ăsta. Îl punem aici în centru. Nu vrea? Până la urmă am reușit să pun sămintea aici. Care a fost toată faza? Trebuia să țin click, apăsat click dreapta, foarte lung. Era simplu ca bună ziua, nu știu ce m-a chinuit eu așa o grămadă. Hai să culegem primul nostru copăcel. Ia să vedem. Țineam apăsat aici. Așa. Și am făcut rost de prima noastră bucată de ud. Problema este felul următor. Punem deja aici jos, asta a făcut solul foarte, foarte fertil. Problema este că dacă punem așa ca la Minecraft normal, nu se poate face nimic. Deci nu este deocamdată nimic rezolvat. Hai să mai punem și pe aici copaci. Ca să facem mai mult rost de lemn. Asta deja a crescut. Sub asta este un butonel pe care dacă ținem apăsat și dăm aici cu stânga să taie, îl culege pe tot dintr-o dată. Ia uite. Hăți. Șmecherie de șmecherie. Trebuie să-i mulțumesc lui Marius pe treaba asta. El este cel care de fiecare dată mă învață multe chestii. Și el m-a învățat și șmecheria asta. Farfică. Nu mai avem farfică să fie pe aici iarba. Dar nu e problemă. Bun. Ce facem noi acum? Am pus copacul, dar cum facem rost de scândură și de sticuri? Toată treaba este simplă. Avem nevoie de ăsta, de Rotary Grinder, pentru că, de unde știu eu multe informații, avem aici niște cărți pe care le-am primit. Da, mi se pare că una dintre ele chiar spune treaba asta, uite aici, da? Rotary Grinder, ăsta ne ajută să facem multe chestii și mai este ăsta, Head Saw Mill, ăsta care spune așa. Trebuie să punem lemnul înăuntru, se fac, lemnul să se transformă în scândură și scândura în sticuri. Da? Și rezultă și un fel de rumeguș, ceva de genul. Ca să ajungem la ăla unde? Tot aici. Da? Este puțin de muncă la el. Și trebuie să facem noi pe ăsta prima dată. Care avem nevoie foarte mult de cristale. Apropo de dicționare și de cărți, ce am primit pe aici, ăsta, Book of Hell ăsta, asta ne spune o grămadă despre tehnologii de facere materialelor, da? Dacă, unde mai știu unde era asta, 2 secunde să vedem pe aici. Da, dacă dăm aici, uite, ne spune cum se face Mysterious Dust, cum se face asta, ne spune exact rețetele, le avem frumos aici. Da, ce am făcut mai devreme, cristale și alte chestii. Da? Uite. Da? Bun. Hai să mai facem ideea în următoare. Hai să scăpăm de asta de aici. Vă spuneam eu că utilajul ăsta, Magmatic Arrow Hater, ceva din ăsta, ne ajută, dar va trebui să pus undeva peste lavă. Deci o să fie pus. Avem de pe aici niște cobblestone, avem un picuț. Mă trebuie mai mult totuși. Hai să mai luăm de aici, că avem de unde să luăm.
Numai dacă stăm aici între astea două, ia uite. A, dar avem deja uite, putem aici, 64. De ce fac asta? Pentru că trebuie să pun așa frumos aici și să-l punem aici. Da, el se încinge aici cu temperatura, 42 de grade, temperatura. Dar el doar ce face? Preia căldura de la lavă și îl face cu aer cald. Dar ne trebuie totuși deasupra utilajele. Hai să începem să facem măcar pe ăsta, rotarii grinderul ăsta. Astea două sunt cele mai importante. Bun, odată ne trebuie 8. Și nu trebuie 8 ori, opa, 8 ori 3, 24 de cristale ne trebuie. O grămadă chestii. Și cristalele se făceau. Putem face deja unul. Mergem așa. Și mai trebuie încă două cristale. Începe iar treaba cu cristalul. La cristal putem să uităm aici în carte. Facem altceva chestie. Dăm tot așa cu capitolul numărul 1. Și am băgat aici. Și asta de aici. Ne mai trebuie din asta o grămadă. Dar nu prea avem. Misterios de asta. Să mergem să aducem. Hai că am început să acolo și cu pic de copăcel. Putem să luăm de acolo, dar luăm de aici direct două din astea ca să nu ne mai complicăm. Hai să lăs pe asta cu 8 și să fie 2 cu 64. Și ne mai trebuie. Asta punem aici. Imediat o rezolvăm. Mai trebuie, mi se pare că ne trebuie. Da, asta avem. Dust. Facem aici. Ia să vedem că pot să arunc din prima stone aici lângă. Ia să vedem. O mut pe asta de aici. Am nevoie de o mână liberă să iau mai aproape. Gata. Am rezolvat-o pe asta și punem așa și pasta așa. Hâț, 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 hâț. Cum era până la urmă? Asta vine în centru cu dead cord. Sper să-mi ajungă dead cord, dacă nu să mai facem dead cord acolo în partea aia. Zis așa, astea două aici. Astea două aici. Astea două aici. Cum era? Asta aici. Și dead cord-ul aici. Hop, 5 bucăți. Din păcate nu mai avem dead cord din ăla, dar îl facem și pe ăla. Bă, pe aici, pe undeva, uite, mai avem și aici. Și le punem și pe astea 5. Astea le facem în. Astea frumos. Și facem încă două din astea. Da? Două din astea. Până acum treaba e bună. La capitolul numărul 2 suntem. Și aici. Și ne trebuie și Pink Composite Brick. Asta se face din. Va trebui. Mamă, cât de lată să consum aici. Mai avem din asta roșu. Roz, dai, de asta. Gata, tati. Facem așa. Facem așa. Am dat. Aoleu, cât am. A rămas fără bon mil din ăla. Mergem la fântână. Acum toată treaba un pic se mai aglomerează, să zic așa, pentru că am mai avem de făcut o grămadă de chestii. Le face pe toate sau? A făcut? Pinky dai. Deci am zis așa. N-a făcut. Da. Acum am dat seama. Îmi trebuia nisip. Și nisip nu avem prea mult, dar mai scrie, mai avem. Bă, dar astea trebuie să las eu pe aici, asta să o las, asta să o las. Mai avem sticlă. Facem nisip. Dăm așa aproape. Ia să facem noi următoarea schiță, iar. Nu, 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 așa.
Am vrut să arunc diplima tot ca să nu mai stau de fiecare dată să dau cu aici Q, 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 da, dăm cu Q, 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 mai simplu. Hai și pe ultima. Am dat frumos. Hăp, și am luat nisip. Și era... Parcă așa, nu? Cu nisip și cu din asta. Hăț. Și pe ăsta l-aruncăm în apă. Este de complicată chestia. Uite că se face. Asta a făcut doar 5. Mai aruncăm. A, trebuie să așteptăm un pic să rămâne fără apă acolo. Hâț, hâț și hâț. Acum avem din astea. Hâț odată și astea trebuie să le aruncăm acolo la foc, la lavă. Eu pic am complicat treaba până acum, dar nu e problemă că o facem așa repede. Pasta, nu? Ia. Am mai departe, totuși, ca să nu mai vină în apă. Ia stai mai departe de atunci. Așa, mă, tati. Am făcut... ia. Gata. Și acum, puteți face primul nostru mașină, primul nostru utilaj, să zic așa. Ia să vedem încă o dată rețeta. Deci, 5 cu 3 așa. Ia să vedem. Avem astea pe centru. Una, două, trei. Trei pe sus. Și două aici. Pac! Și am făcut... să numește asta? Rotary Grinder. Da, și asta să-l punem noi deasupra la ăsta. Hâț. Da? Și în ăsta acum putem să punem noi, dacă nu mă înșel, dacă punem noi cobblestone, să face ceva. Ia să vedem ce se face. Da? Scrie cu o temperatură 80 de grade la intrare și la ieșire. Și avem gravel. Asta care găseam noi în mină. Ia să vedem aici la cum stăm noi la toată treaba. Nu așa, vreau să fac să iau asta. Mi-a dat sugar cube. Ce face asta? Nu se aplică, crește viteza de atac. Da, și acum putem să facem și asta. Care vrea tot și cutter care vrea din flint. Flintul, ia să vedem. Pentru că se face din gravel. E, uite cum se leagă toate. Vedeți? Avem patul de gravel. Deci mergem în partea aia să facem flinturi. Dacă punem gravelul aici. Vedeți? Asta l-am luat și i-am dat. Vedeți? Și avem flintul, tati. Ia să ne uităm încă o dată. Deci, să punem și două așa. Ia să le punem așa. Vedeți? Și am obținut doar două, mai trebuie una. Mai luăm de aici gravel. Vedeți? Bă, dar merge cam greu totuși. Patru bucăți. Hai să-i punem asta plin. Vedem jucării pe aici să-și facă dumblo. Avem 5 bucăți de gravel și vom face. Poate să facem și noi el astăzi. Deci mai unde este? Nu, cobblestone-ul. Asta mă interesează. Tu stai aici cu minte. Așa. Dă puțin mai aproape ca să pot să dau cu clic dreapta. Hăți. Și avem încă, mai trebuie încă una parcă, dacă nu mă înșel. Una, gata. Asta nu le consumăm deocamdată. Le ducem aici înapoi și mergem așa. Deci astea 3 și 5. Dar avem noi 5 din astea? O, avem. O, avem. 3 odată, una aici și una aici. Una aici.
și am făcut o întreagă chestie interesantă. Problema este că dacă o punem deasupra, peste asta, nu va funcționa. Va trebui iar să facem un ăsta, cum zice asta, magmatic ăsta, dar putem face altă chestie, putem să punem aici sus, ia să mă lasă, sau să punem piatră, altfel nu mă lasă, ia să încercăm așa o șmecherie. Vedeți? Vedeți? Și o punem pe asta aici. Da? Și dacă îi punem aici lemnul, îl face? Nu îl facem. Dacă scot de aici asta, apune cea de sus. Deci nu te pot face amândouă în același timp, dar putem face una. Și în momentul ăsta, în momentul adevărului, avem pac. Avem scânduri. Da? Avem scânduri și dacă scoatem asta și punem scândura aici, va face sticuri. Și cu rumegul ăsta, sau cum îi zice asta. Da? Și am scăpat de problema cu sticurile. Deci e problema mai simplă acum. Și putem face o grămadă de chestii. Ia să vedem. Deci am făcut-o și pe asta și am primit un grid vase și ceva de mâncare, bineînțeles. Da. Am făcut o grămadă de, nu o grămadă de chestii, am făcut ceva interesant astăzi, adică în sensul că am deblocat copacii și putem prelucra acum lemnul și de asemenea piatra la alt nivel. Putem face grevă și alte chestii. Bun. Păi, cam atât pentru astăzi și dacă v-a plăcut acest episod, vă invit să apăsați butonul de like, de asemenea și butonul de subscribe. Până data viitoare, vă urez sincer, salut!